Salutare, prieteni! Astăzi, când bineînțeles, PUBG și vreau să vă zic că am o poveste foarte, foarte interesantă. Deci, povestea vieții mele și întâmplarea vieții mele și foarte ciudat, deci, hai să vă explic cum a fost faza. Eu frumos, stăteam în casă. Mă zicam și o liniște CSGO, când intră, bum, în casă cineva. Asta s-a întâmplat aseară. Și eu era un tovarăt meu. Bine, el așa mai intră de obicei, știi, nu pot să dau numele, nu o să dau niciodată numele. Și ce credeți? A venit la mine, că ce faci, că nu știu ce. Eu am zis, bine, fratele meu, ia de aici o țigară dacă vrei, știi, om. Că n-ai mai tovară și am zis, hai, în fine. Și după aia, ce credeți? Îmi zice că i-a furat lui Măsa telefonul și l-a băgat la amanet. Bă, ce să zic? Bă, asta e, că el depinde de păcănele. Și după aia a zis, dă-mi și mie telefonul într-o frumos, să sun pe mama. Zici și făcut, ți-am dat telefonul frumos. A vorbit cu Măsa de față cu mine, nu știu ce. Eu am avut mare încredere în el, știi? Adică, de ce să n-am încredere în el? Băi, era tovară, știi? Și, după aia, îmi cere parola de la telefon. Eu zic, pentru că, na, ți-a închis telefonul și nu știa parola și vrea să vorbească cu altcineva. Ok, i-am zis parola, nu știu ce. Și mi-a venit un tovarăș. Ăla foarte bun, la fel. Na, asta mult a plecat după aia. Și mă șeam în continuare CSGO, că eram în competitive. Și eu frumos am încercat în continuare, ăla era în bucătărie, vorbea cu nu știu cine, vorbea la telefon, pe telefonul meu, bineînțeles. După ce am terminat meciul, bă, mi s-a părut ceva așa, că nu mai e, că e prea liniște. Și l-am strigat, bă, unde ești? Ce faci? Când colo, ce crezi? Nu mai era. Bă, asta nu m-a interesat, dar... Ce credeți? Mai important este că mi-a furat frate telefonul. Deci mi-a furat telefonul. Deci prietenul meu foarte bun mi-a furat telefonul. Am sunat pe numărul meu de telefon. Normal că era închis. Nu era nicio altă chestie. Adică știți. Și... Stați puțin prietenii mei că... Da, în fine. Și ce vreau să vă zic, că l-am sunat și nu m-a contat la telefon. Da, în fine, a murit. Deci avea telefonul închis și el și pe telefonul meu. Nu-ți dați seama că m-am enervat, dar mă gândeam, nu. N-am să fac nimica. Aveam numărul mamei sale. Și am sunat-o. Am vorbit cu dânsa, ea mi-a spus, domne, că îl caută și ea pe el. Dar nu găsește nimica. Adică mă refer că nu-l găsește, știți? Bine, ok, am înțeles. Am zis, stai așa, nu sun la poliție, nimica, nu sun pe mama. Că dacă o sunam pe mama, știu că mama e cam așa mai nebună, știți? Adică gen, mama, gata, sun la poliție, bla bla bla. În fine, am așteptat până la 12:30, ceva de genul noaptea. Și am sunat-o de nou pe Măsa. Măsa a început să nu mai răspundă la telefon. Ceva ciudat, bineînțeles. În fine. Mama mă sună că acolo se închid ușa călala, că eu mai țin ușa deschisă, știți? Proastă idee, deci nu-ți vă dau sfatul ăsta. Și, în fine. A doua zi dimineață, adică azi, la ora, să zic, 8:30, ceva de genul, vine mama cu tata, mă trezește din somn, hai trezește-te că mergem la poliție și eram gen pula mea, e cam lene, știi, eram încă pe bază, pe somn, eram somnoros, etc. Ce crezi că mi zice mama? Să știi că a venit Ismail cu maică-sa la mine acasă, eram gen, oare ce s-a întâmplat? La care mi zice să știi că a venit crezând că vine cu telefonul, dar nu.
Cică, el zice că s-a dus până la băiatul ăla care a fost înainte, înțelegeți? Adică gen înainte să plece de la mine, m-a sunat pe mine acel om, acel băiat. Să zic că dacă și-a uitat nu știu ce la mine, știi? Și ce credeți? Nu și-a uitat nimic omul, știi? Omul n-are nicio vină. Deci el nu e băgat în chestia asta, din fericire, măcar el să nu fie băgat în chestia asta. Și îmi zice mie că, domne, că a intrat, că a venit la ei în casă și a început să urle acel băiat, adică tovarășul meu, și că tovarășul meu. Iertați-mă. Și am zis, da. Și că, domne, că dacă mă duc la poliție, deci dacă mă duc la poliție, mă omoară și pe mine și pe mama și pe tata. Și vă dați seama, este foarte ciudată chestia asta, adică frate, ești un prieten. Ne cunoaștem de atâta timp și tu îmi faci chestia de asta, mi se pare foarte ciudat. În fine, nu contează chestia asta. Mergem la poliție, intru acolo frumos, îmi cere buletinul. Mie nu-mi place, deci n-am vrut să mă duc frate la poliție, mie nu-mi place deloc în poliția română, pentru că am ajuns acolo și am zis știi în loc de știți. Și domnule m-a corectat că știți. Și vă dați seama că e... Te enervează chestia asta. Dacă mi se pare o prostie. În fine. Și eu desigur că bineînțeles m-am dus acolo sus și m-am interogat. Nu spui, hai, interogați-mă. Și mi-a pus întrebări. Mi-a aștept un număr, mama a aștept un număr de telefon. Așa că am a vorbit domnul polițist cu mama, ci că prietenul meu. Și zice, domne, că ce credeți că zice? Că el a gen după ce... Deci nu mi-a furat numai telefonul. Eu nu știu că mi-a furat încă ceva. Mi-a furat și un fel de ghiozdan. O geantă, gen. Și era... Era scumpă cât de cât. Adică, na. Nu prea mă gândeam eu la ghiozdan. Mă prins pe de ghiozdan până la urmă. Dar telefonul mi era mai important. Și... Domnul a zis că nu s-a întâmplat nimic, că nu... Că el de fapt nu m-a furat. El de fapt s-a dus să ducă ghiozdanul și că a găsit un ghiozdan și că a crezut că e al tovarășului meu. Și gen când s-a dus la un gang, au venit niște țigani sau ceva de genul și ce credeți? Că l-au bătut și au furat și telefonul și ghiozdanul și hai să fim serioși. Voi ați crede așa ceva? Sincer, nu. În primul rând, de ce ai plecat cu telefonul meu? Să fim serioși. Adică mi se pare o prostie. Da. O prostie și... Da, nu știu. Prano... Frate, cum să-ți fur prietenul, frate? Adică el mi-a furat telefonul. L-a vândut. Cu siguranță l-a vândut. Adică... Nu-l mai are. Și da, aveam și cont de iCloud. Dar e foarte ciudat pentru că gen am intrat pe iCloud, pe cont. Și nu mergea parola. Și mă gândeam, ce pula nu merge parola? La care mă uit pe e-mail că am primit un mail și acolo zice că contul meu, adică gen, găsirea telefonului a fost dezactivată. Și zic, băi, ești nebun la cap? Mă mir, deci nu, deci, n-am avut aceeași parola ca și, la PIN, știi? Și mă gândesc, de unde pula m-a aflat ăsta? Unde știe mie parola? Foarte ciudat. Și acum, când am fost la poliție, l-a sunat și pe băiatul ăsta și l-a întrebat. Domne, dacă vreți... L-a întrebat ce s-a întâmplat. El a zis că l-au atacat unii și că nu știu ce. Și el, la care a interogat, l-a întrebat, dar ce căutați dumneavoastră cu telefonul lui Adrian
la dumneavoastră. Știți că asta se numește furt, indiferent. Și da, așa este. Dacă tu pleci cu telefonul al cuiva în altă parte, vă dați seama că este este furt, mai pe scurt. Deci este furt, furt. Și fără să știu eu, adică dacă m-a întrebat foarte, pot să mă duc până undeva cu telefonul. Că am mai făcut asta, da, am mai făcut, a plecat cu telefonul meu, dar m-a întrebat și s-a întors înapoi cu telefonul, deci n-am avut nicio treabă. Deci de-aia am avut încredere în el. Și cum că îl cunosc de 5-6 ani, asta e marea problemă. Deci mi se pare foarte, foarte dubioasă chestia. Ok, avea nevoie de bani. N-aveam eu bani, dar puteam să încercăm împreună, nu să-mi fure mie telefonul. Mai ales tovarășului pe care l-a ajutat. De fiecare dată l-a primit în casă, de fiecare dată dacă avea vreo problemă, ceva. Deci chiar nu știu, frate, nu știu și mi se pare foarte, foarte ciudat. Adică, frate, băi, îmi furi telefonul și pleci și după aia o amenințe pe mama și pe tatăl meu și mai ales pe mine. Că dacă mă duc, că dacă ne ducem la poliție, ne omori, mi se pare o abureală, frate. Rău de tot. Nu știu. Eu sunt un om foarte, foarte calm, înțelegeți? Adică n-am nicio treabă. Eu l-am lăsat în pace. Am zis, lasă să fie așa. Eu tot mă duc la poliție să vedem ce se întâmplă. Că mie nu prea mi-e frică așa, mie cine știe ce. Adică niciodată n-am crezut chestiile astea și niciodată nu o să cred. În fine. Și a vorbit ce a vorbit și am dat o șansă. Și șansa aia este așa. Dacă în 2 zile îmi aduce telefonul sau banii, adică dacă îmi aduce banii sau astea, este perfect, îl las în pace, nu mai avem nicio prietenie. Și mult mai ok așa. Adică mi se pare, frate, un fur din casă, îmi aduci banii și eu te iert, pe aia pus mâna Dumnezeu pe tine. Pentru că sincer altcineva, vă zic eu 100% fura. Fura, iertați-mă. Iertați-mă puțin. Păi, de ce nu mergi să-l omor? Arma proastă. În fine. Și asta a fost povestea mea, frate. Și mi se pare foarte nasol. Adică, frate, un prieten foarte bun să te fure nu este ok. Deci aveți grijă la ce prieten aveți. Asta este faptul meu. Cât de mult aveți încredere în acea persoană, nu este de fapt de încredere și... Adică, rar o să găsești prieten adevărat. Deci aveți grijă. Vă zic eu, aveți grijă. Mamă, ce pulma se întâmplă cu ea. Și vă zic asta. Asta e adevărul. Prietenii voștri adevărați sunt părinții, fratele, surori. Nici veri nu sunt prieteni adevărați, vă zic eu. Deci eu am... decât familia ta, adică gen părinții, unchiul, fratele, sora, câteodată și nici frații sau frații în general. Dar hai să fim serioși. Vă dați seama că în acest moment sunt foarte nervos, dar nu arăt. Pentru că îmi gândesc, da, mă, frate, de ce să arăt eu că sunt nervos? Că sunt supărat. Când știu că oricum nu este el dacă greșește. Dacă a greșit, va răspunde penal dacă nu va face ceva. Și mi se pare, adică, frate, zic eu, mai bine adu banii, cel mai ok. Adu banii sau telefonul, bineînțeles, și uităm totul, nici nu mai te cunosc. Îmi retrag plângere. Ai înțeles? Oricum, dacă vreți să aflați și continuarea, ce s-a întâmplat azi, mâine, nu știu, depinde.
că o să vorbească mai târziu maică-mea cu maică-sa. Dar mă întreb, frate, avem o vârstă, frate. Eu nu înțelege că la 20 de ani pușcăria îl mănâncă dacă face chestiile de astea. Adică, ok, hai să zic că de mine scapă, da? Dar gândiți-vă dacă o face la altcineva, altul, poate nu e la fel ca mine. Gen, mă, îți dau o șansă. Ăla direct. Și-l bagă la pușcărie. Ce face? Și-a arătat toată viața la 20 de ani. Și nu e vorba că stă decât 2-3 ani sau să zic o lună, două. Contează că stă și că are dosar penal. Pentru că după ce ești la închisoare, crede-mă că încă ai dosar penal. Adică nu mă gândesc că vă scăpați de pedeapsă și nu aveți dosar penal. Deci aveți grijă. Deci, fatul meu, fiți frate, trecu la banca voastră, duceți-vă la școală, munciți, nu furați, frate, nu furați. Mai ales de la prieteni, mi se pare cea mai mare prostie, frate. Deci, nu pot să cred că, adică nici acum nu vine să cred că mie mi-a furat telefonul. Bine, aveam un telefon, nu știu cine ce, aveam un 7 plus și, na. Dar el mă prinde pe el de telefon. Nu e vorba de chestia asta. E vorba că m-a trădat. Frate, mi-ești prieten sau dușman? Și nu vreau să am dușman în această viață. Și aia v-am zis. Deci mi se pare cea mai mare prostie. Nu furați, frate. Fiți, frate, prieten. Dacă ești prieten cu adevărat, fii, frate, până la capăt. Nu minți că domne, că ai luat telefonul cu tine și că ai că te-au bătut unii, cea mai mare minciună posibil ever pe care am auzit-o eu vreodată. Și domne, că i-a furat și ghiozdanul, mă, dar și telefon. Știți? Adică mi se pare deci stau în Iancului, să vă zic, și în Iancului nu prea sunt cine știe ce. Nu e Ferentar, nu e Rahova, nu e ce credeți voi că este. Adică mi se pare că este ok. Adică eu gen umblam și la pe la 3-4 dimineața. Pe mine de ce nu m-au furat? Și pe el, care el stă în Pantelimon și same shit, știi? Ce că e mare, că nu e nici măcar distanța nu e așa mare. Nici m-am zis pe mei dragi. Aveți grijă ce prieten aveți lângă voi pentru că vă poate trăda oricând și nu este ok. Părerea mea. Acum depinde de voi. Nu știu, poate că, adică eu știam că băiatul ăsta este nebun la cap, în sensul că mai fură și asta, dar nu de la mine, frate. Și nu că a furat, mă refer că a furat de la alți prieteni sau astea, mă refer ca frate cât de la ei săi, n-a furat și de la altcineva, înțelegi? Că mai ca toată lumea, mai ca toți copiii. Și să nu mințiți băieți că n-ați furat niciodată. De la părinți acolo, 1 leu, 10 lei, tot furt înseamnă, dar e de la părinți, știți? Hai, băiatul, mami, te iert, asta e, se mai întâmplă. Dar la o persoană, frate, nu prea e ok, frate, de la un prieten bun, de la altcineva, adică, frate, te primesc în casă și tu mă furi pe față, adică frate, bine, și am fost prost. Am lăsat, puteam să țin telefonul, să țin telefonul în buzunar, dar l-am ținut pe masă. Puteam să zic, după ce a vorbit, puteam să zic, frate, dai telefonul înapoi. Dar bă, nu m-am gândit, chiar n-am gândit pe moment și mi se pare că am greșit foarte mult la chestia asta. Și vina mea aici, nu, deci nu. Nu zic că nu este adevărat, și vina mea și o recunosc. Din păcate. Asta e. Să țin. Și na. Ce să facem? Învățătură de minte. Deci, aveți grijă ce prieten aveți. Atât vă zic. Pentru că nu este ok, frate, să furi. Nu vă furați, frate, prietenii. Jur, deci mi se pare cea mai prostie să-ți furi un prieten. Mi se pare o prostie să furi, în general, mă refer. Deci, aveți grijă. În fine, hai să trecem peste.
ceapă și o să fie, nu știu, dar vom vedea. Dacă vreți să aflați continuarea ce s-a întâmplat mâine, ce se va întâmpla mâine de fapt, nu dați acolo să dați un like, un subscribe și să fim... Da. E tot ce fac. Bă, ești prost cum am murit. Asta e. Deci asta a fost povestea mea. Am făcut jocul ăsta, adică gen, am vorbit când jucam jocul ăsta doar ca să vă și ceva să vedeți. Pentru că n-am cameră de filmat. Sau web. Altfel făceam așa. Dacă vreți să aflați și mine ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla de fapt, nu uitați acolo un like și un subscribe. Eu am fost Adrian și vă pup!